Filmările pentru Revelionul lui Dan Negru au avut loc în acest weekend și au fost prezente mai multe vedete. Printre ele s-a remarcat și Bianca Drăgușanu. Aceasta a venit îmbrăcată într-un costum de felină pe care îl putem observa și noi acum pe ecran. Părul buclat, dar prins în coadă, s-a armonizat perfect cu ținuta purtată de blondă. Filmările au avut loc la studiourile de la Romexpo. Aceasta a purtat un costum animal print și o coadă foarte lungă, blonda a atras toate privirile. Vedetele care au venit la filmări sunt foarte bine plătite și nu o fac chiar pe degeaba. O sursă a dezvăluit că toți invitații la un loc ar fi plătiți cu aproximativ 200.000 de euro. Suma pare mare la prima vedere, însă gândiți-vă că într-o oră sau două de emisie se scot foarte mulți bani, apoi vine plusul, a mai spus sursa respectivă. Așadar, dacă au fost invitate 10 vedete, suma ar fi de 20.000 de euro în medie pentru fiecare vedetă. Îți mulțumesc că ai privit până la final. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut și nu ești abonat, am să te rog să apeși pe butonul de subscribe pentru a vedea mai multe clipuri de acest fel și să apeși și pe clopoțel pentru a primi notificări despre canal. La revedere!